Tradițional se organizează în fața primăriei din Covăcița dansul absolvenților pentru elevii din comuna Covăcița. Evenimentul este dedicat absolvenților școlilor generale și medii. Dansul absolvenților s-a desfășurat vineri, pe data de 17 mai, unde în jur de 200 de elevi au dansat și mereu își au rămas buni de la școala care au frecventat-o. Școala Generală Sfântul Gheorghe din Udin și anul acesta a participat. 21 de elevi cu nerăbdare au așteptat această zi, dar Inesa Neda și Magdalena Spăriosu ne-au transmis impresiile de la dansul absolvenților. A fost un lucru care l-am așteptat de mult când am început clasa 8-a, pentru că în fiecare an am văzut toate generațiile cum am trecut prin acest moment și ne-am văzut cât de bucuroși a fost și că este un moment special pentru fiecare. Și de asta mă bucur că sunt aici astăzi și pe de o parte nu-mi vine să cred că am ajuns aici. Cum au trecut cei 8 ani împreună cu colegii tăi de clasă? Au fost niște ani foarte frumoși în care am crescut alături și am învățat unii de la alții și mă bucur foarte tare pentru că ne-am înțeles tot timpul foarte bine, deși au fost și momente în care nu ne-am înțeles și ne-am certat, ca toată lumea, dar au fost niște ani foarte frumoși. Care este mesajul tău pentru profesor, dar și diriginta? Nu am un mesaj concret, dar doar aș vrea să le mulțumesc pentru că ne-au învățat toți acești ani ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem. Ne-au dat știința pe care o au ei și de asta le mulțumesc și da. Care școală medie dorești să înscrii? Doresc să înscriu școala de medicină de la Zrenjanin. Acești 8 ani nu spun că au fost ușori, dar împreună cu ei tot s-a părut mai ușor, mai frumos, mai... O să trecem prea asta și ce fie, fie. Colegii mei chiar îmi sunt foarte dragi, sunt cam tristă că o să mă despart de ei. Foarte repede au trecut acești 8 ani, 9, împreună cu grădinița, cu toate prostiile ce le-am făcut, cum ne-am distrat. O să-mi lipsească destul, dar știu că voi întâlni noi prieteni, un nou grup amuzant și voi trece și eu peste asta, mă voi distra. Mulțumesc pentru tot ce ne-au învățat până acum, ne-au condus prin anii aceștia și dacă a fost greu, ei ne-au spus câteodată că nu este cam greu, ce n-a fost chiar, dar ne-a dat un fel de sprijin să fim mai siguri în noi, să nu ne fie frică de ce va veni după aceea și, în general, ne-am simțit bine. Și care școală medie dorești să înscrii? Vreau să înscriu liceul de la Covăcița. La sfârșitul dansului, elevii au lansat baloanele. Apoi, mici absolvenți au avut ocazia de a lua parte la ziua porților deschise organizat de liceul Mihailo Pupin din Covăcița.